sărbători fericite tuturor! Veniți la magazinul de jucării al lui Menkel! Bucurați-vă de tot ce are de oferit perioada sărbătorilor! Wow, domnule Menkel, se pare că parada ta are mare succes! Nu, nu, nu înțelegeți! Nu înțelegeți nimic! Va trebui să-l scuzați pe unchiul meu. Știți, afacerea lui se duce de râpă și dacă nu vinde suficiente jucării, va pierde magazinul. Nu e de mirare că e morocănos. E mai rău decât crezi. Ceva chiar pare să-l fi schimbat. Velma, Daphne, aici! Acadea, acadea! Grăbește-te, scuzi, stomacul meu abia așteaptă să desfacă cadoul delicios gustos de Crăciun. Crăciunalicios! Sper că ăsta era stomacul meu încercând să spună mulțumesc. Nu cred! Uite! Scooby-Doo, sărbători bântuite. De aici, înăuntru, vom fi în siguranță. Nu închide ușa! Ce-a fost arătarea aia? Ceva groaznic. Nu, ceva sinistru. Sinistrul om de zăpadă. Parada era ultima noastră speranță. Dacă arătarea aia bântuie pe acolo, va trebui să închid magazinul și să anulez Crăciunul. Ascultă, mă duc să văd unde-i unchiul. Rămâneți cu toții aici, veți fi în siguranță. Să nu vă duceți afară. Revin imediat și vă spun totul. Detest Crăciunul. Moșule, nu e deloc bine ce spui. Da, Crăciunul e minunat. Sunt actor și îl detest. În fiecare an trebuie să merg cu carul ăla și să dau din mâini, să fiu bucuros, voios și să fac ho-ho-ho. Mi se face greață. Am plecat de aici. Nu, așteaptă. Nu te duce acolo. Am fost vocea ștrumfului demnității. Am studiat cu marele Sunderman. Nu, nu te apropia de mine. Nu, Freddy, e prea periculos. Daphne are dreptate. Cu viscolul ăla și ce-o mai bântui prin el, nu plecăm nicăieri până nu dezlegăm misterul ăsta. Da, nu-i putem lăsa să închide magazinul. Sau să anuleze Crăciunul. De aceea vom vorbi cu unchiul lui Fabian. Haverus Menkel nu era de față atunci când a atacat omul de zăpadă. Ceea ce îl face o persoană de interes. Hei, ce-i asta? Partea din spate a orologiului. Suntem în turnul ceasului. Scuze, domnule Menkel, am dorit să vă punem câteva întrebări. Ieșiți afară de aici! Suntem pierduți! Pierduți, vă spun! Afară! Ah!
Am vrut să vă avertizez să nu-mi deranjați unchiul. Când am vorbit cu el, se purta foarte ciudat. Ciudat de suspect. Sper că nu v-ați gândit să plecați, pentru că nu puteți. Niciunul dintre voi nu poate. Viscolul ne-a înzeprezit și toate telefoanele sunt întrerupte. Nimeni nu vine să ne salveze, deci voi, copii, ar trebui să vă păziți spatele. Mulțumesc, Clit. Clit e omul nostru de serviciu, e inofensiv, cred. Trebuie să recunoști, Fabian, nu doar vânzările de jucării îți supără unchiul. Știu asta. E și blestemul. E Vladimir Harstikor. Vladimir Harsticine? Cred că e timpul să vă povestesc despre Vladimir Harstikor și blestemul omului de zăpadă sinistru. Era un magnat al petrolului bătrân și nărăit care îi privea cu dispreț pe toți. Nu suporta oamenii și dorea să fie lăsat în pace. Apoi a apărut cel mai groaznic coșmar al său. Unchiul meu a construit clădirea magazinului de jucării Menkel cu ceasul cu figurine chiar vis-a-vis. Asta l-a făcut să-și iasă din minți. Legenda spune că s-a înfuriat, dispărând într-un noian de zăpadă și amărăciune, creând un om de zăpadă cu sufletul său sinistru. A dispărut acum 20 de ani. În acea noapte, uriașul ceas s-a oprit și nu a mai funcționat niciodată. Acum, Vladimir s-a întors. L-a posedat pe unchiul meu, Haveros. Este singurul răspuns. Blestemul sinistrului om de zăpadă va distruge în sfârșit magazinul de jucării al familiei. În ordine, trupă, echiparea. Avem un mister de rezolvat. Aici e șarfă 1. Curtea e liberă. Repet, nici urmă de om de zăpadă sinistru. Recepționat, fată cu ochelari? Fred, suntem chiar aici. Putem pleca acum? Da, hai să verificăm conacul. Nu, acasă voiam să zic. Putem merge acasă acum? Ar fi tărâmul iernii sinistre. Bine, trupă, e timpul să ne despărțim și să căutăm indicii. Noi votăm să nu ne despărțim. Da, mereu se întâmplă lucruri înfricoșătoare. Nu ne ascultă niciodată. Uneori am impresia că ne țin pe lângă ei, fiindcă îi facem să pară deștepți. Și ca să mâncăm ce rămâne de la masă? Resturi. Vreți să nu mai vorbiți despre mâncare și să verificați la subsol? Eu și Daphne verificăm mansarda. Ia stai puțin! Rachete! Artificii! Ador rachetele! Pot să le păstrez, Daphne? Pot? Pot? Nu, Frederick Jones, nu le poți păstra. Sunt dovezi. Dar ce indică, nu știu. E o dură de argint? Nu se folosește pentru a îngheța norii și a provoca ploaie? Hă? Hă? Uite, scump, linii de tren în miniatură. Părea Vladimir la genul căruia să-i placă să se joace cu trenulețe? În niciun caz. Hei, Shaggy, fii atent. Sunt un monstru înfricoșător. Și eu sunt un monstru înspăimântător.
Aoleu, fugi, Scooby-Doo! O carte poștală nu mă vei mai vedea vreodată. Incredibil! Ochelarii mei! Nu pot vedea fără ochelarii mei! Acum mi-aș dori să nu mai văd deloc! Hei, bulgăre de zăpadă! Prinde! Mi-a blocat înăuntru cu gheață. Înseamnă că mai avem un singur lucru de făcut. Să comandăm pizza? Da, cu topping dublu de hamsi și ananas. Nu chiar. Trebuie să găsim un mod de a-l prinde. Shaggy, Scooby, stați de pază cât noi ne apucăm de treabă. De ce nu e bună ideea lui Scooby? Bine, dacă ne uităm la schițe, vechea sala a cazanelor magazinului de jucării ar fi locul perfect pentru a prinde omul de zăpadă. Dacă am putea să ne dăm seama cum să-l atragem acolo. Dar cum îmi va salva asta unchiul dacă e posedat? Există șansa ca unchiul tău să nu fie posedat. E ceva mult mai real decât fantomele și spiritele în spatele acestei povești. E timpul, Clit. Pune-i punct. E o idee genială, Scoob. Niciun om de zăpadă sinistru nu va intra aici dacă va crede că o armată de soldați păzește ușa. Faceți-se pasă către șarfă 1. Domnul Înghețat a intrat în clădire. Nici o grijă, față ți poasă. Avem un plan. Față ți poasă că trebuie băiatul cu eșarfă. Răspunde. Capcana e gata? Aici totul e în ordine. Față ți poasă că trebuie băiatul cu eșarfă. Răspunde. E Moș Crăciun? Moșule, ce cauți aici? Păi, aici este satul moșului. Nu ar trebui să fie aici. Magazinul de jucării are necazuri. Moșule, nici nu ai idee. Oh, înțeleg ce vrei să spui. Repede, la jucării! Scooby-Doo, pleacă de acolo! Repede, Norville, salvează-ți prietenul! Nu!
Vai! Pe aici! Ajutați-mi, ajute careva, ajutor! Ajutor! Oh! Dacă pot repara mecanismul ceasului, cineva ne va observa. Trebuie să-i găsim pe Shaggy și pe Scooby. Cred că l-am reparat. Fugi, Norville! Fugi, Scoobert! Sărbători fericite, vechi amic! Crăciun voios! Am auzit ceasul! Ați reușit să-l capturați pe sinistrul om de zăpadă? Nu chiar. Dar pe aproape. Acum să vedem cine e de fapt. Fabian Menkel? Știam eu, îmi tot dispăreau bani din conturile magazinului și nu reușeam să găsesc făptașul. Dar în seara asta am descoperit că propriul meu nepot fura de la mine ca să financeze mascarada asta. Atunci domnul Menkel m-a trimis să chem poliția. Păi știam și noi cine e făptașul, ne-am dat seama pe parcurs. Foloseai iodura de argint din rachete ca să comprim norii și să provoci furtuna de zăpadă. Și foloseai un om de zăpadă controlat la distanță pe linii de tren în miniatură. Așa ai reușit să fii alături de Fred în timpul primului atac. Și desigur creai groaznicul tău îngheț cu azot lichid. Ai mai adăugat și naniți de gheață și îți puteai schimba forma. Ai încercat să-mi distrugi afacerea. Exact, dragă unchiule. Dacă dispăreai, vindeam magazinul și luam toți banii. Și aruncam totul în cârca legendei lui Vladimir Harstikor. Care s-ar putea să nu fie chiar legenda pe care o crezi. Am găsit asta de la Vladimir către angajatul său. A dispărut, da. Dar e pe plajă în Miami. Da? Păi tot aș fi scăpat basma curată dacă nu ați fi fost voi, detectiv băgăcioși, și câinele vostru ce se dă în vânt după Crăciun! A mai rămas un singur mister. Cum ați reușit să reparați mecanismul ceasului de Crăciun? E stricat de ani de zile. Nu noi l-am reparat, bătrânul costumat în Moș Crăciun. Adică el? Era un om de zăpadă, vă spun. Acum scoateți-mă din tomberonul ăsta plin de microbi. Sunt actor. Dacă tipul nervos nu era Moș Crăciun. Ho, ho, ho! Wow, ce frumos. Da, într-adevăr ceasul funcționează. Wow. Wow. Wow! E minunat!
Nu știu cum să vă mulțumesc. M-a salvat pe mine și magazinul. Uitați-vă la toate fețele astea zâmbitoare. E tot ce îmi doream. Trebuie să spunem și noi, domnule Menkel, că ne place mult magazinul. Dar moșul ne place și mai mult. Uite așa, micuțul, acum spune moșul tot ce-ți dorești de Crăciun. Crăciun fericit și vouă. Și scump.